Traficul de persoane începe cu o promisiune. Imaginați-vă o promisiune de o viață mai bună, de un loc de muncă în care banii se câștigă ușor. O poveste pe care mulți o aud, dar care adesea se transformă într-un coșmar pentru cei exploatați. Imaginați-vă această realitate dureroasă a celor care stau zilnic la colțurile străzii cu mâna întinsă, manipulați de rețelele care controlează și colectează banii pe care îi obțin. Asta e niște, că îți cumpăr eu. O șaurma, vă rog, pentru bani. Șaurma, Nico. Gata, hai. Hai să mergem, haide. Gigi, și-am adus un coleg. Hai, ia-l în primire. Da, șef. Hai, repede, dați-i drumul, da? Da, șef, da. Ia, stai aici și vezi cum curge banul. Exploatarea prin cerșetorie nu cunoaște limite, afectând persoane defavorizate, copii, bătrâni, români sau cetățeni străini. Toți devin potențiale ținte ale acestor rețele ilegale. În cea mai mare parte, totul începe cu promisiunea unui viitor mai bun. Cineva se apropie, oferind inițial un mic ajutor financiar, câștigând încrederea și oferind o așa numită șansă pentru un viitor mai bun. Dar această șansă devine adesea o capcană, iar persoanele ajung să fie controlate și forțate să cerșească. Totul este de fapt un abuz. Ce ați făcut astăzi, mă? Asta e tot? Eu vreau partea mea și... Ce partea ta vrei? Ce partea ta vrei? Ce partea ta? Ia-ți partea! Ia-ți partea dacă vrei partea ta! Auzi, partea ta! Ce vrei, mă? Ce banii tăi, mă, stai și cerșești acolo, banii tăi, auzi la el, banii mei. Persoanele ajung într-o rețea controlată, unde banii obținuți din cerșit ajung în buzunarul traficantului. Sub presiunea datoriei, ei își pierd libertatea de a alege și devin dependenți de traficanți. Banii oferiți cercetătorului alimentează aceste rețele ilegale. De multe ori suntem tentați să oferim bani persoanelor care cerșesc. Dar dacă vrei cu adevărat să ajuți, o poți face sprijinind instituțiile și organizațiile care oferă suport acestor persoane. Cerșutile o muncă! Voi cerșiți de la mine care vă dau de muncă? Dă-ne banii! Vrem banii și am plecat! Ce mă, să mâncați o zi și pe aia tot la mine ajungeți! Dacă ați fi acum pus în situația de a alege, cum ați proceda? Aș alege diferit. Cerșitul nu este niciodată o soluție, iar promisiunile sunt de cele mai multe ori înșelătoare. Acum am înțeles asta, dar cu un preț mult prea mare. Ce ai de gând să faci pe viitor? Aș căuta o meserie cinstită, fără să mă mai apuc de activități ilegale și periculoase. Pentru cei obligați să cerșească, există speranță. Apelează la instituțiile statului pentru a-ți recâștiga libertatea și alege să-ți câștigi banii printr-o relație normală de muncă. Împreună putem să sfârșim această poveste a suferinței și să aducem lumină în viața celor afectați de exploatarea prin cerșetorie.